La 27 aprilie, în Republica Moldova, sunt marcate două mari sărbători, Ziua Tricolorului și Ziua Mondială al Dansului. Raionul Cimșlea a combinat aceste două sărbători în una și a organizat un meeting cu denumirea Să dansăm în trei culori. Trei culori să avem în suflet, trei culori în inimă și să ne mândrim cu aceste trei culori. Centrul Raional de Tineret, secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional a organizat un flash mob și în care am promovat valorile naționale, anume drapelul național al Republicii Moldova. Și consider că este un eveniment foarte util pentru tânăra generație ca să cunoască care este drapelul și ce semnifică acesta. Evenimentul a fost organizat de către secția Cultură, Tineret și Sport, Cimșlea și Centrul Raional de Tineret. Meeting-ul Să dansăm în trei culori s-a desfășurat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu drapelul în mână au participat și elevii Liceului Mihai Viteazu din Cimșlea. Putem spune cu siguranță că acest val de mișcare națională, care s-a petrecut în anii 90, ne-a făcut viitorul în care noi ne aflăm astăzi. Drapelul de start simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului moldovenesc. Reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor Republicii. Ce știu cimșlienii despre ziua de 27 aprilie, am încercat să aflăm de la trecătorii din stradă. Știi ce sărbătorim pe 27 aprilie? Ziua flacului. Și care sunt culorile? Semnificația? Albastru, galben și roșu. Și semnificația lor? Flagul Republicii Moldova. Galben, eu iubesc galbenul. E soarele și florișele și soarelui. Albastru, o zic că e a dragostei și, și cerul e albastru și apa e albastru și roșu e și floarea și roșie. Albastru e dragostea băiețelor, spune floarea dragă, băiețelor, da, roșu e a fetelor. Și e frumos și roșu și tot, e frumos. Da. Nu știu, cred că ceva puritate, tăi sinceritate, curățenie. Galbenul, lanurile, pâinii, albastru, cerul, senin, pace și roșu, speranța în viitor. Galben, albastru și roșu. Și care sunt semnificații? Ce semnifică culorile? Ei, culorile ce semnifică? Albastru semnifică că e cerul albastru, mare albastru, tot. Cum e o culoare? Galbenă. Galbenă, soarele când încălzești, oameni buni la suflet. Dar roșu e iubirea față de norod, față roșu, tot frumos împrejur să fie tot roșu și trandașirii au tot culoarea roșie. Ce sărbătorim? Ziua lui, flagul nostru. Ziua drapelului. Ziua tricolorului. Ce semnifică acest tricolor? A Europei, cum zice Uniunea Europeană, drapelul. Trei culori a Moldovei, dar cu steluța a Europei. Și așa la Cimșlei. Și sănătate și Dumnezeu să poate să avem pânic. Albastru semnifică culoarea cerului, galben soarele, dar roșu sângele vărsați strămoșii noștri. Roșu sângele, albastru cerul și galben pâinea, grâul. Tricolorul este simbolul național al țării noastre, care în 1990 a fost desemnat oficial drapel de stat al Republicii de către deputații primului legislativ.